În continuare, permiteți-mi și am onoarea să-l invit pe domnul președinte de onoare a Partidului Unității Naționale, președintele tuturor românilor, așa cum place mie să zic, domnul președinte Traian Băsescu. Mai bine așa decât cu el. Am înțeles. Că mă ține în loc fix. În primul rând, bine v-am găsit. Am venit cu plăcere, dar și cu simțul responsabilității la constituirea organizației Partidului Unității Naționale Chișinău. De ce? Pentru că, la fel ca și în România, organizația din capitală a unui partid care vrea să aibă un cuvânt de spus în politică este extrem de importantă. La București avem 1,8 milioane de electori și reprezintă 10% din electoratul din România. La Chișinău avem 25% din electorat. Deci Chișinău este o organizație vitală a Partidului Unității Naționale, a cărui președinte de onoare am onoarea să fiu. Și spun că este o onoare să fii președinte al noului partid PUN, Partidul Unității Naționale, pentru că este partidul care, fără echivoc, fără compromisuri, spune că are un singur obiectiv major: unirea cu România. În rest, am mai auzit de partide unioniste prin Republica Moldova, dar care spun, da, dar nu-i momentul acum, ci când i-o veni. Nu, noi spunem, acest partid s-a format pentru că unirea trebuie să o facem acum. Acum și nu când s-o putea. Asta înseamnă că pentru acest acum trebuie să muncim enorm, să dedicăm toată energia noastră acestui obiectiv. Unii se întreabă de ce. Din considerente istorice, categoric da. Istoria nu poate fi omisă în acțiunile politice care vizează viitorul. Mai ales atunci când avem o istorie plină de atâta nedreptate. Basarabia, teritoriul actual al Republicii Moldova, au fost smulse din trupul României în baza deciziei a doi criminali, unul se numea Hitler și altul Stalin. Iar miniștrilor de externe au făcut odiosul pact Ribbentrop-Molotov. Nu i-a întrebat nimeni pe români ce vor. Și uite, așa am ajuns să trăim despărțiți unii de alții, fără voința noastră. Mai mult decât atât, eu privesc la ce s-a întâmplat după al doilea război mondial. România a rămas singura țară care nu și-a recuperat adevărul istoric. În rest, efectele pactului Ribbentrop-Molotov au fost, în mare parte, îndepărtate. Balticii sunt independenți,
Noi am rămas să ne închinăm, nu știu, nici măcar la Sfintele Moaște și să întrebăm când s-o face unirea. Numai că unirea singură nu se face. Se face dacă vrem noi. Și mai ales se face dacă românii o vor. Fie că vorbim de românii din dreapta Prutului, fie că vorbim de românii din stânga Prutului. Și aici pot să vă spun că orice cercetare sociologică arată că românii din dreapta Prutului, în proporție de 80%, sunt unioniști. Deci vor unirea. Problema o avem aici, în Republica Moldova, unde încă nu s-a atins o masă critică a populației care se vrea unirea. Obiectivul major pe care acest partid trebuie să și-l asume este să explice românilor din Republica Moldova de ce unirea trebuie făcută și mai ales de ce unirea este singura soluție. Eu am să încerc să vă schițez în câteva cuvinte de ce. Dar înainte de a vă spune de ce unirea este singura soluție, o să vă spun de ce eu sunt aici să vorbesc despre acest lucru. În primul rând vreau să înțelegeți că nu am aspirații politice. Eu de la politică am obținut tot ce putea obține un om politic. Am fost parlamentar și sunt senator al României, am fost ministru în 5 guverne ale României, am câștigat de 2 ori primăria capitalei, am câștigat de 2 ori președinția. Nu mai am rezolva o problemă de performanță politică. Dar poate ceea ce fac acum este cea mai grea misiune pe care am avut-o ca politician. Să pledez pentru unire. În 2006, ca președinte al României, am denunțat pactul Ribbentrop-Molotov. În 2013, ca președinte al României în funcție, am anunțat al 3-lea obiectiv de țară. Primul obiectiv a fost intrarea în NATO pentru ca România să-și garanteze securitatea. Al 2-lea obiectiv a fost intrarea în Uniunea Europeană pentru ca România să garanteze perspectiva prosperității pentru poporul român. Al 3-lea nu poate fi și așa l-am anunțat, al 3-lea obiectiv al României trebuie să fie reîntregirea, unirea cu Republica Moldova. Și acest lucru îl spuneam ca om politic cu experiență. În Moldova se vehiculează în aceste zile 2 teorii. Una că Republica Moldova are un capăt de drum în interiorul Uniunii Europene. Eu, Traian Băsescu, care am fost 10 ani membru al Consiliului European, reprezentând România în Consiliul European, acolo unde se luau toate deciziile legate de Europa și unde ne întâlneam la fiecare 3 luni în ședințe regulate să stabilim care este drumul și care sunt urgențele Uniunii, vă spun că nu există o asemenea perspectivă în acest moment. Cei care spun că Republica Moldova are perspectiva intrării în Uniunea Europeană mint. Perspectiva Republicii Moldova este să aibă un acord de asociere cu Uniunea Europeană și să rămână în această zonă gri. Asta din punct de vedere al Bruxelles-ului.
prioritățile pentru următorii 15-20 de ani pentru Uniunea Europeană sunt legate de integrarea în Uniunea Europeană a Balcanilor. Și este un proces dificil dacă te gândești că acolo este și Muntenegru și Serbia, dar și Bosnia-Herțegovina și Albania și multe alte probleme tensionate care vor necesita eforturi îndelungate. Hotarul Uniunii Europene, ca de altfel și al NATO, este trasat pe actualele frontiere estice. Frontiera Poloniei, frontiera României, frontiera țărilor baltice reprezintă nivelul până la care Uniunea Europeană a putut să se extindă. Nu vreau să descurajez pe nimeni, dar nici nu vreau să fiu părtaș la minciunile vehiculate de oameni politici de la Chișinău că soluția este să intrăm în Uniunea Europeană. Iar eu vă spun că nu există om politic din Republica Moldova care să poată spune că la o întâlnire cu președintele Consiliului European, cu președintele Comisiei Europene, cu președintele Franței sau cu cancelarul Germaniei, i s-a promis vreodată sau i s-a făcut o aluzie, da, veți intra în Uniunea Europeană. Nu există nicio astfel de promisiune, nu există nici un astfel de angajament, nu există nici un astfel de proiect al Uniunii Europene. Deci statutul maxim care poate fi oferit Republicii Moldova este acesta de acum, de a avea un acord de asociere la Uniunea Europeană. Sigur, perioada de tranziție a fost plină de nemulțumiri. La fel au fost și în România. Din 96, după ce am semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană, România a trecut prin niște transformări teribile și plătite zi de zi de români. Acordul de asociere a însemnat pentru România deschiderea pieței la liberă concurență cu piața Uniunii Europene. Fabrica de uzina de tractoare de la Brașov a intrat în competiție cu uzinele de tractoare de la Fiat, de la Mercedes, de la Volvo. Care a fost rezultatul? S-a închis și 15.000 de oameni și familiile lor au plecat în șomaj. Fabrica de camioane de la Brașov producea în camionul Romandac pe licență MAN. A rezistat 2 ani după ce am semnat acordul de asociere. După 2 ani n-am mai rezistat competiției cu Volvo, cu Mercedes, cu DAF, datorită calității mult mai slabe și prețului de construcție mult mai mare. Alte zeci de mii de șomeri cu familiile lor. Vă pot da exemple. Toată marea siderurgie românească s-a închis cu ocazia semnării acordului de asociere, pentru că și asta a însemnat deschiderea pieței. Noi aduceam minereu din Brazilia și Australia și încercam să stăm în competiție cu țările care aveau materia primă mult mai aproape. Sigur că n-a rezistat siderurgia românească și acum am ajuns să aducem oțel și din China. Deci acordul de asociere nu este nici un semn că ar putea exista vreo garanție de a deveni membri ai Uniunii Europene. Și vă spun de ce nu e un semn. România, când a semnat acordul de asociere, i s-a spus și a știut că după
implementarea acordului de asociere, după ce vom avea o economie de piață concurențială, va începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Acesta a fost obiectivul negociat și acceptat de ambele părți. La semnarea acordului de către Republica Moldova și Ucraina, nimeni nu a făcut președintele polonez. Am încercat să obținem măcar o undă de speranță în declarația președintelui Barroso că există la capătul acestui acord de asociere șansa intrării în Uniunea Europeană. Nimeni n-a dorit să dea o asemenea perspectivă pentru că aici au ajuns frontierele și extinderea maximă. Dar nu întâmplător v-am povestit de efectele acordului de asociere al României cu Uniunea Europeană. Slavă Domnului, în Republica Moldova efectele vor fi mult mai puțin aspre și o să vă spun unde vor fi efectele. Pentru că Republica Moldova nu are o industrie care să intre în competiție cu industria vest-europeană. Și atunci nu are ce să închidă, are doar agricultura și vom discuta despre asta. Ce a avut însă Republica Moldova deosebit față de România, o să vă spun în două cuvinte sau într-un singur cuvânt. A avut ticăloși. România a avut mult mai puțin. De ce? Pentru că pe nemulțumirea generată de efectele acordului de asociere, în România nu s-a găsit niciun partid, niciun om politic care să spună eu fac un partid care să nu mai susțină intrarea României în Uniunea Europeană și NATO, noi vrem să rămânem aici unde am fost, prieteni cu rușii și așa mai departe. În Republica Moldova, din păcate, s-au găsit oameni politici ticăloși care să spună, uite, vedeți ce înseamnă capitalismul ăsta, hai în Uniunea Eurasiatică. Ca și cum ar fi văzut români cu ochii oblici pe aici. E cea mai proastă soluție și cea mai mincinoasă soluție care putea fi dată de oameni politici fără responsabilitate, care au captat nemulțumirea românilor din Republica Moldova pentru această nesfârșită perioadă de tranziție și care încearcă să convingă că Mama Rusia mai este o soluție pentru cetățenii din stânga Prutului. Iar eu vă spun categoric, nu este. Și dacă mă întreabă cineva, din câtă experiență am ca politician, cred că nici nu există interes. Interesul în momentul de față al celor către care visează socialiștii din Republica Moldova este să țină Republica Moldova într-o zonă gri. Acesta este interesul pentru că dacă observați și vă spun iarăși din experiență, cele două blocuri sunt într-o competiție în Republica Moldova. Kremlinul îl primește pe Dodon, îl invită ca și cum ar fi omologul de peste ocean, ca și cum ar fi Trump. Dodon e tratat și invitat de președintele Putin ori de câte ori are nevoie de un pudel care să-i mai ducă geanta prin Kremlin. Dar aici, pe teritoriul Republicii Moldova, se desfășoară o bătălie de
menținere a statu quo actual. Și unii o desfășoară sub amenințarea militară. Au 21.000 de tone de tehnică de luptă în Transnistria. E vorba de Kremlin. Alții, pentru că sunt mai rafinați și sunt europeni și democrați, în loc de tancuri folosesc banii și finanțează proiecte de democratizare a Republicii Moldova. Sigur, interesul Uniunii Europene este ca Republica Moldova să fie o țară democratică, în care eventual Federația Rusă la un moment dat să nu-și poată instala baze militare dincolo de dincoace de Nistru. Dar interesul este ca țara să rămână aici între două blocuri. Ori eu o spun răspicat cu asumarea răspunderii a ceea ce spun. Singura soluție politică pentru ca cetățenii Republicii Moldova să vadă o perspectivă este unirea cu România. Pentru că asta aduce automat această bucată de Românie în NATO și în Uniunea Europeană, cu toate avantajele și dezavantajele ce decurg din treaba asta. Dacă privim puțin la avantaje, este clar că unirea cu România aduce securitate țării și cetățenii nu trebuie să mai gândească oare când s-or supăra cei de la Tiraspol și ne trezim cu tancurile rusești prin dincoace de Nistru. Deci, înseamnă securitate în primul rând, să știți că niciun popor nu-și poate construi viitorul dacă nu are garantată securitate. Unirea cu România înseamnă perspectiva prosperității și o să vă dau un exemplu. În 1990, produsul intern brut pe cap de locuitor în Republica Moldova și în România erau egale. Ba cu un ușor avans pentru Republica Moldova. În momentul de față, produsul intern brut pe cap de locuitor în România este de 6,7 ori mai mare decât în Republica Moldova. Ceea ce înseamnă că România, după ce și-a curățat economia ca efect al acordului de asociere, a primit investiții, a primit tehnologie de ultimă generație, iar în momentul de față a ajuns o țară care va atinge anul acesta un produs intern brut de 200 de miliarde de euro. Republica Moldova are un produs intern brut, va avea anul acesta un produs intern brut de 6 miliarde de euro, cât produce județul Prahova. Asta a însemnat pentru noi intrarea în Uniunea Europeană și asta poate fi și perspectiva cetățenilor Republicii Moldova. Vă mai dau un exemplu. Acordul de asociere înseamnă deschiderea pieței și a Uniunii Europene pentru Republica Moldova și a Republicii Moldova pentru Uniunea Europeană. Cea mai mare parte a economiei Republicii Moldova este axată pe agricultură. Cum stau fermierii din Republica Moldova în competiție cu fermierii din Uniunea Europeană? Vă dau câteva exemple și o să înțelegeți. Spre exemplu, în România, subvenția la fiecare hectar de grâu sau porumb sau mazăre este de 190 de euro primiți de la Uniunea Europeană. Ai 10 hectare, ai 1900 de euro care îți vin automat la începerea fiecarei campanii. Ce înseamnă asta?
toate lucrările agricole sunt acoperite de subvenția de la Uniunea Europeană. Ce face bietul fermier din Republica Moldova acum, când are piața deschisă către Uniunea Europeană? Un fermier din România rămâne cu toți banii de pe producție, pentru că este acoperită toate lucrările agricole. Un fermier din Republica Moldova trebuie să-și scoată din valoarea producției vândute cheltuielile de înființare a culturii. Deci, competiția este incorrectă. De aceea, acest lucru se corectează cu unirea odată făcută. Sau, vă dau alt exemplu, la sere. Pentru cei care au sere, subvenția de la Uniunea Europeană este de 5.000 de euro la hectar. Ca să produci roșii, să fie pe piață iarna, roșii, castraveți, gogoșari, ardei. Cum stă în competiție un fermier din Republica Moldova care ar avea eventual sere? Când cel din România primește 5.000 de euro la fiecare hectar de seră, cel din Republica Moldova nu primește nimic. Aceștia sunt bani de la Uniunea Europeană care au ca obiectiv ca în Uniunea Europeană mâncarea să fie ieftină și abundentă. Și asta este politica Uniunii Europene, pe care, din păcate, în baza acordului de asociere la Uniunea Europeană, nu o poți primi decât dacă ești stat membru. V-am dat aceste exemple ca să înțelegeți de ce este important. Se pot da mii de exemple asupra avantajelor unirii. Dar nu vreau să extind puzderia de exemple, vreau să spun altceva. Cu cât mai târziu, cu atât mai scump. Dacă în această perioadă produsul intern brut din România pe cap de locuitor a devenit de 6,7 ori mai mare, peste 2 ani va fi de 8 ori mai mare, peste alți 2 ani va fi de 10 ori mai mare sau poate chiar mai mult. Și asta se reflectă în situația pensionarilor, spre exemplu. Pensia medie în Republica Moldova este 120-130 de euro. Pensia medie în România este 450-500 de euro. Dacă se va face unirea peste 10 ani, diferența va fi atât de mare încât probabil n-ar putea fi suportată de guvernul României. Și atunci, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Pentru că nu se poate concepe o unire în care pensionarii din stânga prutului au pensia de 130 de euro și cei din dreapta prutului 800 de euro. Deci, statul român va trebui să acopere această diferență. Discutăm de salariu mediu. În Republica Moldova e 150 de euro, în România a ajuns la 800 de euro. Cineva trebuie să acopere această diferență și nu poate fi decât statul român. Din nou vin și spun, diferența crește cu cât mai repede unirea, cu atât mai ieftină. Și vă mai dau un exemplu. România încă nu este stat membru al zonei euro. Deci, noi avem moneda națională convertibilă, este valută pe orice piață internațională, dar avem bancă națională. Gândiți-vă la o unire care s-ar face cu România în zona euro, ar însemna ca emisiunea de monedă să se facă la Frankfurt, la Banca Centrală Europeană,
pe când o unire cu România, cât timp România este cu moneda ei națională, ar însemna că tipărirea de monedă se face la Banca Națională de la București. Un avantaj enorm în diminuarea costurilor de unire. Eu v-am dat câteva exemple ca să înțelegeți că nu am venit aici cu un slogan și vă repet, eu nu vreau nimic de la românii din stânga Prutului. Vreau doar să le dau. Să le dau adevăr despre viitorul lor, pentru că văd în sală și oameni tineri, văd și oameni care cu certitudine au acasă 1, 2, 3 copii. Și sunt convins că cei care au copii acasă au o dificultate în a le spune copiilor care-i viitorul lor. Pentru că viitorul Republicii Moldova este incert. Este într-o zonă gri și atunci când țara ta e într-o zonă gri, tu nu poți să dai o perspectivă copilului. Perspectiva pe care o au acum e să-și ia cetățenia română și să rămână ori în România, ori să se ducă în țările Uniunii Europene să-și găsească de lucru. Am să încerc să închei după ce v-am dat aceste argumente, pentru că până la urmă aici nu discut cu niște civili, ci discut cu activiști, cu membri ai Partidului Unității Naționale. Și vreau să vă dau argumente. O să trimit imediat după anul nou toată lista de subvenții pe care o primește agricultura românească, ca să vedeți în ce situație dificilă este agricultorul din Republica Moldova în raport cu cei din România. Dar trecând peste lucrurile astea, vreau să înțelegeți un lucru. Eu nu mă bat aici numai pentru a convinge cetățenii din Republica Moldova că avem nevoie de unire. Eu mă bat și în interesul României actuale. Pentru că una este o Românie cu 21,5 milioane de cetățeni și alta una cu 25 de milioane de cetățeni. Ca forță de vot în Uniunea Europeană, ca forță de vot în Parlamentul European, pentru că reprezentarea și procentele de vot le ai funcție de populație. Nu funcție de produs intern brut, nu funcție de economie, nu funcție de nimic. Altceva decât populație este criteriul fundamental. Ori o Românie întreagă sau aproape întreagă cu Republica Moldova ar fi o Românie cu o forță de vot mult mai mare în interiorul Uniunii Europene. Mai mult decât atât. Ați văzut probabil că România a obținut cea mai mare producție agricolă din Uniunea Europeană la porumb. Păi gândiți-vă unificată capacitatea agricolă a României actuale cu cea a Republicii Moldova actuale. România ar deveni o forță în aprovizionarea cu produse agricole, cu alimente, poți să dezvolți industrie extraordinare de procesare a producției agricole. Deci și România ar avea enorm de mult de câștigat dacă România actuală, dacă s-ar produce unirea, deci n-ar face un cadou Republicii Moldova și românilor din stânga Prutului. Nu e un cadou, ci este și în interesul României actuale, oricât de mare ar fi costurile, să angajeze procesul de reunificare a țării pentru binele românilor de pe ambele maluri ale Prutului și nu pentru un crez politic fără valoare economică și socială. Nu în cele din urmă, dragii mei, până la urmă e o chestiune de demnitate. Cât o să mai trăim după pactul Ribbentrop-Molotov? N-avem și noi vână de români, să spunem, ajunge?
ajunge, lăsați-ne să trăim cum ne-a lăsat Dumnezeu și nu cum vreți voi sau cum au vrut alții. O să auziți pe la oameni politici de la Chișinău și cu asta închei, că v-aș ține până mâine dimineață să vă vorbesc despre unire. Dar o să auziți la oameni politici de la Chișinău, nu vrea Franța, nu vrea America unirea, nu vrea Moscova. Uite, o să încep chiar cu Moscova. Eu nu cred că Moscova e atât de frământată de problema unirii dintre cele două țări românești, pentru simplu motiv că între timp, și-au dobândit prin anexarea Crimeei cea mai strategică poziție pe care puteau să o aibă în sud-estul Europei, în condițiile în care, până când au anexat Crimeea, din punct de vedere strategic, era extrem de importantă Transnistria pentru ei. Nu cred că va fi mare supărare la Kremlin, chiar dacă va trebui negociată Transnistria. Nu poți să faci abstracție de Federația Rusă, pentru că România poate revendica istoric frontiera până la Nistru. Transnistria va trebui negociată cu Ucraina, care a preluat teritorii la schimb, cu Federația Rusă, care are atâta material militar acolo. Vor trebui date garanții că Republica Moldova nu va avea pe actuala Republica Moldova nu va avea pe teritoriu baze militare ostile Federației Ruse și așa mai departe. Probabil. Imaginez o tematică de discuții. Dar vreau să știți că diplomatic totul se poate rezolva și România are argumente și în discuțiile cu Kievul și în discuțiile cu Kremlinul și are și argumentul unei decizii istorice a Senatului Statelor Unite. În 1991, Senatul Statelor Unite a emis decizia numărul 148. Oricare dintre dumneavoastră are acces la internet, poate intra Senat SUA, decizia numărul 148. Votată de Senatul Statelor Unite și care spune că Republica Moldova și România au dreptul, sunt îndreptățite la reunificare prin negocieri politice. Deci, oameni buni, ne trebuie două voturi. Unul la București, în Parlament, și unul la Chișinău. Cel de la București n-a zice că e greu de obținut. Problema e cu cel de la Chișinău. Și eu am convingerea că alegerile următoare vor da câștig de cauză acelora care nu-i mint pe cetățenii Republicii Moldova. Și vreau să știți că, deși le reproșez faptul că amăgesc cetățenii, îi amăgesc pe românii din Republica Moldova cu obiectivul noi vom intra în Uniunea Europeană, nu e un obiectiv fezabil, deși unioniștii amăgesc pe cetățenii Republicii Moldova, n-am niciun complex să îndemn Partidul Unității Naționale să facă alianțe și cu Maia Sandu, și cu Andrei Năstase, și cu oricine o fi, numai să fie spre vest, pentru că dacă ei își vor crea impresia că au plecat spre Bruxelles, o să constate după ce pleacă că drumul trece prin București. Și nu știu unde să mai ajungă dincolo de București. Deci nu mă deranjează și nu ne deranjează unioniștii, pro-europenii. Sunt bineveniți într-o alianță, dar este esențial să lăsăm în opoziție partidele de sorginte prosovietică, cum sunt socialiștii și comuniștii, domnului Voronin. Trebuie să
ne unim să nu lăsăm țara să ia un drum de îndepărtare de valorile europene și de îndepărtare de șansa de a se reunifica țara. Eu vă mulțumesc mult. Vă pot spune că ăsta este un crez, este, dacă vreți, e greu să vorbesc zilele astea, încă tânăr, la 66 de ani, e ca un testament politic, unirea României cu Republica Moldova. Vă mulțumesc mult!